Conducerea Federației Române de Fotbal își dorește cât mai repede o întâlnire cu reprezentanții grupurilor de suporteri care creează probleme la meciurile echipei naționale. Președintele Răzvan Burleanu și-a manifestat această dorință la întâlnirea cu presa de la mijlocul acestei săptămâni. El a spus că vrea să aibă un dialog cu aceste grupări pentru a vedea care este obiectivul din spatele acestor comportamente. Și a propus să stea de vorbă cu ei pentru a înțelege de ce se manifestă în mod negativ și din aceste cauze atrag amenzi drastice pentru federație. Am fost sancționați după meciul cu Serbia pentru rasism cu închiderea stadionului și o amendă de 50.000 de euro. Pentru utilizarea materialelor pirotehnice, amenda e de 15.000 de euro, iar pentru pătrunderea suporterilor pe terenul de joc, amenda e de 8.000 de euro, a spus Burleanu. Tot din cauza celor întâmplate la jocul cu sârbii, Naționala României va juca cu stadionul gol meciul cu Lituania, programat pe 17 noiembrie la Ploiești, pe stadionul Ilie Oana. În comitetul executiv din această săptămână s-au luat câteva decizii privind următoarele sezoane, fiind vizate echipele din Liga 1. Astfel, pentru campionatul viitor, cluburile trebuie să-și publice pe site-ul oficial bilanțul financiar contabil, inclusiv sumele plătite impresarilor pentru jucători. Iar din sezonul 2020-2021 se vor introduce următoarele cerințe: verificarea bunei reputații a reprezentantului legal al clubului și a antrenorului, în sensul de a nu fi condamnat sau sancționat în ultimii 5 ani pentru infracțiuni.